Dacă aveți planuri să mergeți la mare, nu vă așteptați să faceți economii. Deși turiștii continuă să vină într-un număr cât mai mare, patronii restaurantelor nu sunt dispuși deocamdată să mai taie din prețuri. O vacanță mai târzie la mare are avantajele ei. A început sezonul reducerilor pe litoralul românesc și nu doar cazarea costă mai puțin, ci și șezlongurile. Unele hoteluri au început să scadă prețurile încă din 15 august, însă abia zilele viitoare se simt reducerile mai mari. La o pensie de 1200, cât 12 milioane de lei vei, nu ne permitem să plecăm. Soțul are 1.500, dar ce să faci, locuind la bloc și... Nu m-am dus nicăieri ca în pensie mică. Eu trăiesc din banii copilor, dacă nu mi-ar da copiii bani și ăla micul stă cu mine. Pensia mea... Nu m-am dus nicăieri și nici nu mă duc. Pentru că nu am timp și nici nu mi-ajunge bani. Pensiile sunt așa cum le știe toată lumea, nu ni se ajunge și mai... scoci de aici ca să acoperi cel puțin cheltuielile familiei, într-o mică parte. Vremea bună și câteva sute de lei economisiți la cazare după ultimele reduceri țin turiștii aproape de litoral. Cele mai mari reduceri vor fi după 1 septembrie prin programul Litoralul pentru Toți, când vor fi și cu 70% reduse tarifele.